Tuturor bună seara, doamnelor și domnilor, audiție specială, substanțial această seară, pentru că avem un invitant special și o discuție, așa cum am mai avut noi o dată, de fapt chiar de trei ori, dacă nu greșesc, la finalul anului trecut. Discuții foarte importante despre istoria României, despre ceea ce a însemnat România anilor 1950-70-80-90, acei ani comunismului, acei ani când Nicolae Ceaușescu conducea România și au apărut pentru acea perioadă atât de multe discuții. Așa mulți oameni au vorbit și toată lumea a fost interesată pentru că au fost ani de toate felurile. Iar mulți au fost supărați, alții nu. Și aici se poate împărți. Sunt mai multe categorii. Sunt oameni care le dor de acea perioadă pentru că atunci, spun ei, era cetățeanul respectat. Oamenii, după ce terminau școala, aveau un loc de muncă, aveau o casă unde să locuiască, un apartament. Nicolae Ceaușescu, nu, prin structură de partid, oferea tinerilor șanse la viață. Și ne uităm în zilele noastre când lucrurile sunt diferite, spun contestatarii. Că acum nu mai primești locuință de serviciu, nu mai primești loc de muncă, sunt mulți omeri, sunt oameni care nu au unde să locuiască și sunt situații și perioade diferite, însă sigur, paralelele le vom face în această emisiune din nou, pentru că discutăm în această seară cu domnul colonel Dumitru Burlan. Bună seara și bun găsit din nou la Substanțial. Să trăiți, să fiți sănătos și iubit. Doamne ajută! Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră de a fi cu în această seară. Domnul colonel Dumitru Burlan, în ultima perioadă și-a așternut niște gânduri, nu puține gânduri, foarte multe gânduri, în 189 de pagini, într-o broșură, într-o carte extraordinară. Iar în această ocazie vom discuta câteva lucruri în premieră. Ceea ce scrie în această carte, ceea ce apare scris pe pagina acestei cărți, lucruri care niciodată n-au fost vorbite, niciodată n-au fost spuse public, sunt prima dată spuse din gura domnului colonel Dumitru Burlan. Lucruri importante, secrete care nu au fost rostite niciodată. Lucruri care, cu siguranță, vor face curioși pe foarte mulți oameni să afle adevărul. Adevăr care a fost ținut ascuns, adevăr care n-a fost vorbit. Oameni cărora le-a fost frică să-și spună, să spună prin ce au trecut. Sau oameni care au făcut unii bine, alții rău acestei țări. Domnule colonel, despre ce este vorba în această carte? Cartea conține foarte multe probleme care eu timp de 33 de ani, de fapt din 2002, am început să ies în presă, în radio, televiziune, să scriu cărți legat de epoca lui Nicolae Ceaușescu și de timpurile acelea pe care eu le-am trăit din plin, atât ca muncitor, cât și ca elev și student n-am putut să fiu pentru că n-au vrut să mă lase să fac studii superioare. Și mi-au dat vot de blam cu avertisment, că așa era atunci. Dacă, că, de ce să te duci să faci studii? Vrei să devii carierist? Și m-au pus în discuția adunării generale și mi-au dat vot de blam cu avertisment. Acum eu toate lucrurile care sunt în această carte nu le-am discutat până acum cu nimeni, n-am dat declarații, n-am dat interviuri legat de ceea ce scriu eu în această carte. Dar am zis că, domnule, totuși, trebuie, nu acum, că nu se va scrie istoria acum, dar istoria dintre cei care am trăit atunci și am muncit și am făcut ce am făcut, ea se va cunoaște peste 50-100 de ani. Pentru că adevărata istorie, deci nu se... Pentru că acum sunt fel de fel de probleme, fel de fel de discuții. Ce a făcut ăla, cum a făcut ăla, ce aia sunt așa... Nu. Eu acum vin și lansez această carte pe care am scris-o din vara anului trecut până acum, dar eu n-am avut nimic, domnul. Vreau să înțelegeți că eu n-am avut scris undeva. Tot ce aveam eu scris au fost în fișetele mele pe care, conform fotografiilor din carte, din asta și din alta, le-a luat noua orânduire. Toate fișetele mele cu documente au fost luate. Și plus lucruri personale pe care eu nu le-am revendicat niciodată, am zis
că bine că am scăpat cu viață. Bine, pentru că așa este. Eu atunci când m-am angajat, eu mi-am asumat faptul că am intrat în securitate. Eu știam unde mă duc și ce fac. Ce fac mai puțin, că după aceea am făcut școala militară, am ieșit ofițer de investigație și filaj, după aceea, în 1968, am venit la Direcția de Securitate și Gardă, Direcția 5-a, care se ocupa de securitatea conducerii superioare de partid de stat, cum și acum SPP-ul asigură securitatea parlamentarilor, senatorilor, ministrilor și alți demnitari. Da. Dar vedeți dumneavoastră, atunci în 89, când securitatea era huiduită, ne-au făcut cum au vrut ei, criminali. Dar ce mai... Au zis că am sub sângele poporului, securitatea, a sub sângele poporului. Păi, fraților, noi, Direcția 5-a, în 1989, eram 646 de oameni, ofițeri, subofițeri și personal civil. Noi cu 646 de oameni, păi SPP-ul câți are acum? Știi câți are SPP-ul? Eu nu vreau să dau o cifră exactă, cu toate că știu. Au peste 4.000 de oameni. 4.000 de oameni. Pentru 4.000 de oameni. Păi să compară 4.000 de oameni cu 603. De cine suge sângele poporului? La subsecuritatea? Dom'le, eu atâta am vrut și vreau. Dacă e ceva, dacă eu am făcut ceva rău acestui popor, să fiu judecat. Nu mă dau în lături și nu spun că da să vină cu probe că Burlan a făcut și adres. Eu în seara asta, dat fiind faptul că în această carte, eu n-am venit aici ca să fac reclama acestei cărți, pentru că n-am putut să editez mai mult de 500 de exemplare. 500 de exemplare, astăzi am dat 50. Unele cu bani, unele fără bani. Pentru că așa este, că eu am plătit tipografia acestor, am plătit și TVA-ul, am acte pentru treaba asta. Deci eu n-am furat, sau să zic eu, dar ca să fie cunoscută ce am scris eu în cărțea asta, trebuie cel puțin 5.000 de exemplare, ca să ajungă cât de cât... rezonabil la mai multă lume. Da, da. Dar cu 500 de exemplare, ce să vă... Sunt lucruri care... Dar mai e ceva care vreau să subliniez. Dom'le, familia Ceaușescu, că cartea se referă la faptul că Nicolae Ceaușescu a fost trădat și de familia sa. Acum, eu ar fi trebuit, familia care mă e, care mai este momentan, că mai sunt membri ai familiei cea din familia mare a lui Nicolae Ceaușescu. Pentru că Nicolae Ceaușescu a fost 6 frați și 2 surori. Vă dați seama că sunt o sumedenie de nepoți, strănepoți, nu, ai familiei Ceaușescu. Păi eu am scris 4 cărți, dar n-am scris decât numai de Nicolae Ceaușescu și de familia sa, de copii, de tot. Deci eu ar trebui să fiu purtat așa, pentru că cine vine și unele televiziuni, uitați, vă dau exemplu, că așa e bine, să dai exemplu cu nume și pronume. Foarte bine. Păi uitați, o televiziune în ultimul timp a invitat la televiziunea respectivă un membru al familiei Ceaușescu. Păi bine, domnule, în loc să-l întrebi pe omul ăla ce a făcut el înainte, pe timpul lui Ceaușescu, ce a făcut după ce a venit la putere noua conducere, noua orânduire, păi tu îl întrebi de niște chestiuni care, în loc să-l întrebi, băi omule, tu ai beneficiat
de toate drepturile care beneficia toți membrii familiei Ceaușescu. Vii acum să-mi spui tu mie de niște chestiuni când mai bine spuneți, pe exemplu, cum ai făcut herghelia de cai? Ce ai făcut cu ea? Câți bani ai luat? Cum ai făcut? Pe urmă, copiii și alte. Domnul, eu vorbesc în cunoștință de cauză. Vreau să vă să știți că eu am discutat cu familia, mai mult cu familia, dar înainte de a spune treaba asta, eu să știți că am fost coleg de bancă, coleg de bancă de liceu cu Andruța Nicolae Ceaușescu. Am în, căutați în cartea acolo să vedeți că am fotografie cu el. Păi Nicolae, Andruța Nicolae Ceaușescu, el a fost făcut general. Eu nu am chestiunea că să mă facă și pe mine general. Dar eu sunt tot locotenent colonel. Pentru că neavând sub studiu superior, nelăsându-mă să fac, pentru că era o regulă înainte, după 1960, ca să te duci să faci studii superioare, trebuia să ai acordul instituției unde lucrai. Pentru că instituția aia trebuia să spună la dispoziție 2 luni de concediu pe an plus concediu tău, ca să te pregătești. Păi la mine n-a vrut. Și m-au pus, așa cum am spus, m-au pus în discuția că vreau să devin carierist. Vezi, Doamne, vreau să devin șef. Păi n-am putut să fac studii superioare, pentru că eram și eu căsătorit, am 3 copii, ce trebuia să fac? Să dau afară dintr-o cameră un copil să mă pregătesc eu sau să le creez lor condiții să nu ajungă cum am ajuns eu fără studii superioare. Bun. Dar, vă rog. Eu acum în seara asta am să dezvălui o problemă din această carte. Și acest capitol din cartea respectivă se numește Unul face și altul trage. Și am ales această treabă pentru că și în ziua de astăzi, ce am făcut eu atunci, în 1975, se întâmplă acum în țara noastră. Adică, în ce? Păi uite, la Cotroceni s-a stabilit că cineva a făcut un bloc vis-a-vis de Palatul Cotroceni, care de la ultimul etaj se vede totul în curtea Cotrocenilor. Eu vreau să vă povestesc și scriu în carte. Dau totul cu nume, pronume și tot. Scriu în carte și asta vreau să vă povestesc dumneavoastră. Cum am rezolvat eu problema respectivă, adică a blocului turn din piața Palatului, care de la ultimul etaj și de la terasă, unul cu o pușcă cu lunetă... Putea să-l omoare pe Ceaușescu și pe alții. Ceaușescu, iertați-mă, Ceaușescu, unde avea biroul de lucru? Putea să-l omoare, avea în dreapta. Nu se vedea biroul de lucru. Dar se vedea când cobora de mașină, se vedea când urca treptele, când primea raportul și când intra în sediul Comitetului Central. Păi ce vrei mai mult? Că era și cu spatele, nu? Adică... Dar el în Comitetul Central era tot mai des, nu la Cotroceni, nu? Domnule, eu vorbesc de Comitetul Central. Comitetul Central, am înțeles. Asta doar am dat faptul că, uite, ce am făcut eu atunci, am înțeles. Se întâmplă acum în zilele noastre. Da. Cu casa care e vis-a-vis de Palatul Cotroceni și care și-au pus problema conducerea SPP-ului, conducerea statului, știu eu cine, nu? Că risc să poată să întâmple ceva. Că se poate... la ultimul etaj al acestui bloc, cu o pușcă cu lunetă, să omoare pe cine vrea, inclusiv pe președinte, dacă se plimbă prin curtea Palatului Cotroceni. Și acum vreau să intru în problema respectivă.
Deci eu în 1965, după ce am fost în escorta lui Nicolae Ceaușescu, după ce m-am ocupat de Zoe și de Nicu, am intrat în serviciu informativ al Direcției a 5-a, adică serviciu de contrainformație, unde aveam în atenție niște obiective, mă rog. Mie mi s-a dat ca sarcină să mă ocup de împrejurimile Consiliului de Stat și a Comitetului Central. Deci, și a sălii Palatului. Pentru că acolo Nicolae Ceaușescu venea sau pleca către Comitetul Central sau venea de la Comitetul Central către Consiliul de Stat și Sala Palatului când erau anumite ședințe, anumite acțiuni ale partidului. Și mi s-a spus că trebuie să cunosc toate persoanele care locuiesc în blocurile din prejurimile acestui perimetru. Adică Sala Palatului, mai spun o dată, Sala Palatului, Consiliul de Stat și Comitetul Central. Deci eu trebuia toate și am luat la verificat toate apartamentele. Am văzut toate apartamentele din zonă? Toate apartamentele din zonă. Cum ați bătut la ușă? Ați venit, ați intrat în bloc, ați mers la fiecare nu, la ușă? Domnule, nu, domnul. Păi, dumneavoastră, uitați că înainte fiecare scară de bloc, fiecare bloc avea carte de imobil? Da, sigur. Dumneavoastră, uitați că înainte era milițianul care era sectorist. Sectoristul. Care avea, deci, eu cu sectoristul și cu cărțile de imobil am luat toate datele de identitate a tuturor oamenilor și i-am verificat la CID, Centrul de Informare și Documentare al Departamentului Securității Statului. Și cu această ocazie, prin verificările pe care le-am făcut eu, am avut în primul rând în atenție să cunosc cine stă la ultimile etaje. Aha, unde se vedea totul mai bine. Ale blocului turn și, în special, ultimul etaj. Să văd cine și cum. Și, făcând aceste verificări, am descoperit că la ultimul etaj, într-o garsonieră, locuiește, să-i zicem, că și în carte zic așa, profesor. Aha. Un domn care este, acum e pensionar. Domnul, știu numele, știu prenumele, știu familia, știu unde locuiește, știu unde locuiește. Vă povestesc tot în legătură cu acest om. Dar nu-i dau numele. Am înțeles. Vă ascultăm. Dar îl știu, nu? Corect. Păi. Era meseria dumneavoastră să-l știți. Poftiți? Era meseria dumneavoastră să-l cunoașteți, să știți da, cine e acolo. Da, dar nu vreau să-i dau numele. Foarte bine. Dacă cumva voi fi obligat de anumite personaje care le voi numi eu acum în declarațiile mele, da, îi dau. Și mă duc și la duc. Și nu trebuie să știți că acest om a fost și parlamentar. Aha, bun. Deci, dar mai e să ajungem acolo. Și atunci am constatat că acest om, care îi zicem profesorul, da, din verificările mele efectuate, a rezultat că acest om a fost informator al miliției, a penitenciarului Jilava. Opa! Asta înseamnă că el a făcut închisoare la penitenciarul Jilava. Dar eu nu m-am dus să studiez dosarul lui. Întâi am luat legătură cu el. Am văzut că este, deci că a fost colaborator. Și atunci am zis să iau legătura cu el, să discut cu el și m-am gândit că el a fost abandonat ca colaborator. Plecând din închisoare, ofițerul care l-avea în evidență, nu mai avea nevoie de el, că el era liber acum. Absolut. Și atunci eu m-am dus, am discutat cu el, cu gândul să stau de vorbă cu el și am zis că poate să-l reactivez.
dar să-l reactivez ca colaborator sau informator, ce-l făceam eu, în Departamentul Securității Statului, nu în miliție. Aha. Deci, miliția era în Ministerul de Interne, Departamentul Securității Statului era în Ministerul de Interne. Dar erau structuri separate. Și am stat de vorbă cu el și l-am întrebat, că era normal să-l întreb dacă eu n-am studiat dosarul lui. Măi, omule, i-am spus despre ce-i vorba cu blocul tur. Așa. El fiind la ultimul etaj, i-am dat sarcina, a fost de acord, mi-a semnat și un angajament, adică i-am făcut toată toaletarea care se făcea pentru un informator. Bun, și la un moment l-am întrebat, mă, omule, spune și mie, că zic, dacă nu-mi spui tu, mă duc la dosar. Aflu eu. Nu-i nicio problemă. Dar e mai bine să fim prieteni. E mai bine să-mi spui tu, că n-avea grijă, că eu o să mă duc și la dosarul tău. Dar vreau să vedem cât de sincer ești față de mine, ca și eu de acum încolo să fiu tot așa de sincer cu tine, cum ești tu acum cu mine. Și omul mi-a zis, domnul colonel, nu, eram major, domnul major, tovarășul major, că am, trecem așa, tovarășul major, eu am lucrat la CCUTC. Răspundeam, mi-a zis el de ce răspundea acolo la CCUTC și la un moment dat, atunci când a lucrat el la CCUTC, prim secretar al CCUTC era tovarășul Ion Iliescu. Da? Și a venit odată la mine tovarășul Ion Iliescu, eu între timp am divorțat de soție. Am dat divorț de soție datorită unor neînțelegeri. Că, domne, și în ziua de astăzi, nu te înțelegi cu soția, nu te înțelegi. Te duci, dai divorț, pașe puse. Așa a făcut și el. S-a divorțat. Dar vedeți, dumneavoastră, e o chestiune aici. Când divorțai înainte, morala proletară era încălcată. Și tu, ca salariat, mai ales la CCUTC, nu mai aveai voie să mai lucrezi acolo. Și trebuia să fii îndepărtat. Acum s-a întâmplat niște probleme la CCUTC și tovarășul Iliescu, ca prim secretar, nu, al CCUTC, a venit poliția peste... Eu nu știu. Deci, domnul, să fie clar, eu nu știu și nici profesorul n-am căutat să-mi spună pentru ce și cum. Dar Ion Iliescu s-a dus la el și i-a zis, măi omule, i-a povestit, uite, sunt niște probleme în cadrul instituției noastre, dumneata lucrezi aici, tu nu o să mai poți să mai lucrezi aici, și eu am o rugăminte la tine. Preia tu asupra ta tot ce s-a întâmplat, tot ce miliția sectorului, de la circa trei poliție. Comitetul CEDE e la circa trei poliție. Ia asupra ta că tu ai făcut ce s-a întâmplat aici în... Acum, Dumnezeu să mă ierte, poate o fi făcut Ion Iliescu, nu? Poate o fi făcut un apropiat de... Nu știm. E posibil. Deci eu nu știu treaburile astea. Dar eu știu faptul că acest om a acceptat și el mi-a și spus de ce a acceptat. Adică profesorul. Mi-a și spus. Doar și-o mai... Că eu l-am întrebat, de ce ai acceptat, domnule? Adică ai acceptat să te duci 2 ani de zile, să stai? Doar și cum ai.
Am acceptat pentru că eu și așa știam că o să fiu dat afară la CCU, de ce? Pe urmă, eu trebuia să am un răgaz. Adică să mă liniștesc puțin faptul că am divorțat de soție, cu familia soției, cu familia mea, am avut așa, și să nu, n-am vrut să mă am discuții dintr-o parte și din alta. Și așa că am acceptat. Iar tovarășul Iliescu, pentru că eu am preluat toate ce s-a întâmplat acolo, deci eu nu știu, nu l-am întrebat nici pe el, nu am fost nici la miliție să întreb ce, dar am omul care a făcut pușcărie la rugămintea lui Ion Iliescu. Mai vreți ceva? Nu, trăiește! Domnul, deci trăiește omul. Profesorul trăiește. Profesorul trăiește. Ion Iliescu la fel, deci poate discuta în orice moment. Deci dacă domnul Ion Iliescu, ceea ce vorbesc eu acum și scriu și în carte, zice că eu spun prostii, că așa poate să zică. Ăla-i bolnav, mental. Sau știu eu ce. Accept să mă duc și la spital să fac analizele. Dar nu sunt bolnav mental. Și eu spun adevărul. Și atunci Ion Iliescu i-a zis, băi, poate cândva, o să te ajut și-o pe tine. Da? Eu, pe parcursul activității mele, eu m-am împrietenit cu acest profesor. Nu vă spun, dacă o să fie nevoie, o să vă spun. Dar zic, deocamdată zic că nu e nevoie, că poate n-avem nici timpul necesar, că eu mai am până ajunge la finalul acestei povestiri. Dumneavoastră vedeți că eu nu... Deci, domnule, lucrurile, să știți și dumneavoastră, lucrurile trăite, înfăptuite de o persoană, ele nu se uită, domnule. M-am uitat eu, am deschis o carte să mă uit la capitolul ăsta, unul face și altul trage. Sunt filmat aici. Deci tot ce dumneavoastră ne spuneți în această seară, tot ce dumneavoastră ne povestiți, găsim în această carte. În cartea Nicolae Ceaușescu a fost trădat și de familia sa. Da. Apropo de titlu, domnule colonel, cine sunt cei care l-au trădat pe Nicolae Ceaușescu? Păi nu vreți să continui cu treaba? Vă rog, sigur. Nu, te întreb. Hai să facem, să continuăm și apoi să-mi spuneți, să răspundem și la această întrebare, că e foarte important. Da, bineînțeles. Da, vă ascult. Cum să nu vă spun? Că scrie acolo în carte. Aș fi nu știu cum să nu vă spun. Sigur. Deci, și atunci eu am vrut să, adică să continui... Cu povestea cu profesorul. Povestea, așa. Dar să nu mai lungesc mult, pentru că eu în cadrul supravegherii informative, operative a împrejurimii Comitetului Central, am dat peste multe lucruri. Și eu am informat conducerea serviciului din Direcția 5 de informații, pe colonelul Voiculescu și colonelul Pluteanu și ultima dată colonelul Cristea. Dar colonelul Cristea, el a venit de la marină. Nu cunoștea munca asta, așa eu. Trăiește colonelul Cristea. Puteți oricând să-l întrebați. Domnul Burlan a zis la o emisiune că el a stat în spatele dumneavoastră 3 ani de zile să vă îndrume, să vă arate cu ce să mănâncă Direcția 5-a. Da? Ca după aceea dânsul, domnul senator Marnescu, că trec la una alta, dar n-am ce să Haideți fac. Haideți să terminăm, da, povestirea cu profesorul. Vedeți dumneavoastră, deci v-ați dus la el. Lăsați-mă. La un moment dat, știm foarte bine că Ion Iliescu a fost prin secretar la Iași, prin secretar așa, a fost, pe urmă, datorită unui conflict. Mă rog, s-a întâmplat cu Ceaușescu ce s-a întâmplat, dar, vedeți, nu trebuie să mă... Că, mă rog,
Și a venit, a ieșit Ion Iliescu președinte. Da? Mm. În 1992. 92, da. Da? Și și-a adus aminte Ion Iliescu de profesorul meu. Și i-a dat telefon, presupun asta, că i-a dat telefon, dar altfel nu putea să ajungă profesorul la Ion Iliescu. Ion Iliescu era președintele țării și președintele Partidul Social Democrat, sau cum era PDSR. FSN-ul. Da, FSN, FSN-ul, după aia PDSR. Da, FSN-ul atunci, nu? Și atunci Ion Iliescu l-a chemat la el, băi, i-a zis să ducă la organizația, că el stătea tot aici la sala palatului, și să se ducă să se înscrie în partid, că vrea să-l pună pe listele electorale ca deputat al Partidului Social-Democrat, sau cum era atunci FSN-ul. Profesorul a făcut treaba asta și eu, după ce au fost alegerile respective, în toamna respectivă, nu mă țin minte când au fost în 92 alegerile, în vară, în toamnă, nu mă țin minte. Și uitându-mă la televizor, l-am văzut pe profesorul meu în Palatul Parlamentului. Opa. Ca deputat. Și atunci eu aveam telefonul lui, i-am dat telefon seara. Hai să destăinui doar numele mic. Am permis, nu? Vă rog. Îi dau un telefon. Costele. Bună seara, Costele. Eu sunt. Mitică Burlan. A, domnul colonel, chestii sucită în mărțină. Măi, vreau, eu te-am văzut pe holul Parlamentului. Tu ești deputat? Da. Măi, vreau să te întâlnesc, să vorbesc ceva cu tine. Și mi-a dat întâlnire la blocul turn, jos, era o cârciumă acolo. M-am întâlnit cu el și îi spune, Costele, mă, te-am văzut, zic, tu ți-ai schimbat orientarea politică? Ai trecut de partea acestor nenorociți? Zic, nu mai ești cum te știam eu? Domnul colonel, am acceptat invitația domnului Iliescu, dar să știți că nu stau decât 4 ani de zile. Îmi fac și eu un cheag. Așa? Și nu mai stau. Doar 4 ani stau. Aveți dreptate. Da? Un cheag, își face un cheag. Eu, legat de asta, aș mai avea ceva, dar nu mai spun. Trec la ce m-ați întrebat dumneavoastră. E foarte tare povestirea și cei care sunt interesați o găsesc în carte. Da. Cine l-a trădat pe Nicolae Ceaușescu din familia sa, domnule colonel? Păi l-au trădat mai mulți de familii, dar eu n-am să mă refer decât la 2 familii. Vă rog. În primul rând am să mă refer la familia lui Ion Ceaușescu. Domnul, eu tot ce zic eu, dar vreau să nu vă detailez. Răspund numai la întrebarea asta. Dar totuși vreau să zic că eu, după 1990, eu am stat de vorbă foarte mult cu doamna Lola Ceaușescu, soția lui Nelu Ceaușescu, și am stat de vorbă foarte mult și înregistrat, ca să nu avem probleme la raionul de partid. Nu? Pe Nicolae, pe Ion Ceaușescu. Pentru că eu mă plimbam și știe familia. Doamna Lola Ceaușescu știe că mă plimbam cu dânsul pe malul lacului Herăstrău câte 3 ore jumate, 4. Da?
Și am abordat multe probleme cu Nelu Ceaușescu. Și la un moment dat a trebuit să-i spun: domnul, totuși dumneavoastră l-ați trădat pe fratele dumneavoastră. Asta în discuțiile cu dânsul. Scriu în carte. Și ce da, e adevărat. Dar vă rog, aceste discuții pe care le am cu dumneavoastră, vă rog să nu le scrieți sau să atâta timp cât eu trăiesc. Eu m-am ținut... Așa v-a spus. Așa a cât fost... eu trăiesc, nu comentăm. Nu, da. Și eu n-am comentat. Cât trăiește, cât a trăit el, n-am vorbit. Ce, am făcut acest lucru pentru că și eu am un băiat și o fată și eu n-am vrut. Deci a fost constrâns. Că acolo eu spun multe, cum să spun eu, dau mult din casă, să zic așa. Dați-ne și nouă puțin acum. Nu mult, că oamenii trebuie să citească cartea, cei curioși trebuie să citească ce scrie aici. Nu mult, dați-ne puțin din casă, cum ar veni. Să vă dau puțin din casă. Puțin de tot. Păi el a trădat, în primul a zis că el n-a vrut ca copiii lui să ajungă ca copiii lui frate-său. Știți ce au copiii lui frate-său? Doi copii au murit, nu? Nicușor și Zoe. Nicușor și Zoe, da. Nu? El n-a vrut. Și copiii lui Nelu Ceaușescu sunt bine mersi. Nu? Au probleme. Au avut ei probleme. N-au avut domnul. Pentru că el a făcut parte din conspirație. El a fost recrutat de cei care au dat lovitura de stat în 89. Nu? Vreți să vă mai dau din casă? Păi atunci omul nu mai... Da, am înțeles. La suspans, ca să vedeți că eu scriu. Dacă vă uitați acolo, în carte dumneavoastră puteți să citiți, că vă las cartea. Dar o plătiți. Asta o plătiți. Că, domnul, nici nu știți, am făcut împrumut la CR, am și peste 9700 am făcut împrumut la CR și peste asta am dat și din casă 2800 de lei. Atât m-a costat pe mine această carte. Aproape 13.000 de lei. Da? Eu sunt... Și am luat din casă. Din casa mea. Soția mea nu are pensie. E în... Acum, iertați-mă, copiii mei sunt mari. Dar eu nu vreau și nu le-am cerut niciodată copiilor mei bani ca să pot să trăiesc. Bun, totuși, un ultim lucru. Ce-i important de reținut în această carte? Dați-mi un ultim lucru important în această carte, că ne apropiem de finalul emisiunii. Un ultim lucru, ceva care puteți să mai spuneți. Da, pot să spun. Vă rog. Cine au fost adevărații teroriști? Cine au fost adevărații teroriști? Păi, scriu acolo. Asta înseamnă că, iarăși, dumneavoastră vă dați seama. Deci, adevărații teroriști, vă spun doar atât. Adevărații teroriști care au omorât, nu știu pe cine, cum și ce fel, dar aceștia au fost sfătuiți să plece din România, li s-a dat bani, alu, li s-a dat bani, câte 100.000 de euro, de dolari, de, că nu era. Dolari, de mărge, citeau atunci, da? De dolari. 100.000 de dolari și cu condiția că un curier așa le va mai duce în fiecare an acestora bani. Ei să meargă în, le-a zis așa, mergeți în America Latină, Africa. Și cine poate... Cine sunt, domnul colonel? Cine sunt divizii ăștia care au primit 100.000 de dolari ca să... Păi îi întrebăm pe Tovarășul Iliescu. Îl întrebați pe Tovarășul Iliescu. Tovarășul Iliescu știe... Păi cum? Păi da, el cu Gelu Voican Voiculescu
Știe cine. Dar ce au făcut teroriștii? Ăștia au tras în populație? Păi atunci de ce le dădea bani 100 de mii să plece din țară? De ce, credeți? Ca să nu fie descoperiți. Nu? Că ei au plecat. Au stat aproape un an de zile în țară. Un an de zile? Da. După ce s-au liniștit lucrurile, plecați, băi. Plecați, cred că le-o fi spus. Dom'le, eu am multe să vă spun, dar scris în carte. Câți teroriști au fost? Avem un număr, o aproximație? A, nu știu, nu știu. Nu știu. Dar te întreb eu. Vă rog. Mata, vezi că ți-a căzut. Da, vă rog. Mata, știi câți teroriști au fost și câți au... Măcar câți au fost prinși și condamnați? Câți? Nu păi știu. Câți? Nu știu. Păi nici eu nu știu. Păi niciunul. Da, ți-aduce aminte că au fost prinși unii cu combinizoane negre și băgați în spital? Ha? Domnul... Nu știu. E, cum nu știi? Că s-a zis la televizor. Ce înseamnă zodia satanei, domnul colonel? Păi unde scrie? În carte aici. Eu nu scriu de zodia. Nu, așa scrie. Scrie, doresc familiei dumneavoastră sănătate și răbdare pentru a suporta cu bine tranzitul prin zodia satanei. Cine scrie acolo? Cine scrie? Stimate domnule colonel Burlan. A, deci, da. Deci nu scriu eu. Domnul, nu scrieți dumneavoastră, nu? Vezi, adică eu știu ce scrie în cartea aia și m-a întrebat că să îl întrebăm pe ăla, că scrie, domnul, citește că scrie acolo cine a scris treaba asta. Și îl întrebăm că trăiesc aia. Da. Cine? Uitați-vă că scrie. Cum se numește domnul? Mariana Oprea și cu Mihaela... Mariana, da. Oprea, știi cine a fost și este? Știi? Da, sigur că da. E, păi vezi, îl întreb pe el. Ce... Ca să nu... Eu nu știu ce a gândit el când a scris treaba asta. Domnul... Da. Domnul Emil. Deci, domne... Am dreptate? Sigur eu că nu da. Pot... Eu poate pot să dau o altă interpretare acestei chestiuni. Ești de acord cu deci, mine? Practic, sunt lucruri foarte, foarte importante... Mai avem, domnule, da. Domnule Burlan, mai avem 3 minute din această emisiune. Da. Dați-mi un ultim, o ultimă cireașă, cireașa de pe tort. Cireașa după cireașa tort? De pe tort. Nu pot să spun cireașa după tort, că cam toate sunt cireașe după tort. Vreau atâta să spun. Vă rog. Un trădător pe care eu l-am crescut, l-am crezut idolul meu. Domnule, și a fost idol pentru mulți. Cine? Cetățeni. Colonelul Filip Teodorescu. Ce a făcut domnul Filip Teodorescu? A, păi acum... Nu spuneți, bun. Domnul, deci păi eu... mi-ai zis bun. Să-ți dau... Bun, atunci vă întreb ceva, domnule. Ia vă întreb ceva, vă întreb ceva imediat, vă întreb ceva foarte tare. Spuneți-mi un lucru, care au fost acțiunea din seara de 20 decembrie? Nici asta nu spuneți? Păi să spun, domnule. Deci Iliescu a jucat la două capete. Da? El în seara zilei de 22 decembrie a fost chemat la CCUTC, da? Ceilalți au complotat înainte. Domnule, pentru înlocuirea lui Nicolae sau lovitura de stat din 89, eu, Burlan, știu că s-a acționat încă din 1984. Și pionul principal al acestei acțiuni de înlăturare a lui Nicolae Ceaușescu a fost securitatea. Fără securitate nu se putea face nimic. Dar de ce? Securitatea era deranjată de Nicolae Ceaușescu? Din ce păi cauză? De cine era condusă securitatea? Păi de Ceaușescu, nu? E, la dracu! Ceaușescu era președintele României, domnule. Păi cine era șeful securității? Păi cine era securității? Vlad, Iulian Vlad, cine era șeful securității? Păi vezi că știi? Păi și Vlad, Iulian... Păi Vlad nu-i dădea raportul lui Ceaușescu? Eu vă întreb, că nu știu, nu ați fost acolo, eu pun întrebări numai, eu nu știu datele astea. Păi vrea să dea... Domnule, Vlad Iulian, eu îl demasc în altă carte, dar îl spun și acum, aici. Da. A fost caghebist. Ce vrei să fac? Moscova. Păi, Moscova.
Și dumneata vrei să spui mie că pe timpul lui Ceaușescu... Dom'le, te mai întreb și eu ceva. Vă rog, întrebați-mă. Cine a fost nașul fetei lui Nelu Ceaușescu? Aoleu, m-ați omorât, nu știu. Păi, dă-și nu... Iulian Vlad. Da și eu presupun, nu știu, dați seama. Nu, deci, nu știu detaliile eu astea. Ți-am răspuns la toate întrebările. Da, acum... M-am uitat eu pe undeva prin asta. Nu știi? Nu. Și eu dacă spun, ce-mi dai? Păi... Găsim scris în carte treaba asta? Poftim? Găsim în carte scris treaba asta? Păi bineînțeles că... găsim în carte scris. Dom'le, eu tot ce vorbesc aici cu dumneavoastră, eu am scris, domnule. Mai aveți un lucru interesant, plăcerile lui Nicolae. Hai să spun totuși cine? Vă rog, scurt, da. Da, știi, chestiunea este că tu stai pe scaun. Că dacă ai sta în picioare, ai cădea. Așa, dacă cine, domnule, cine nașul? Că, da, ține-te bine de scaun. Virgil Măgureanu. Incredibil. Așa că... Deci, iată, ultimă dezvăluire în această seară, domnilor și domnilor, Virgil Măgureanu, șeful, nu, SRI-ului, nu? Ce a fost? Nu știu ce a fost, nu știu ce a fost el. Păi nu, securitatea. Da, și da. A fost nașul fetei lui tot între Nelu ei. Ceaușescu. Da. Deci, domnule, acum spun eu o chestie. Trebuie domne, să încheie emisiunea. Domne, ca să dai o lovitură de stat cum trebuie, trebuie să ai oameni în toate structurile statului. Absolut. Și am terminat povestea. Doamnelor și domnilor, toate datele, toate informațiile pe care noi le-am vorbit în această seară sunt cuprinse în această carte, o carte extraordinară, un volum extraordinar, da? Nicolae Ceaușescu a fost strădat și de familia sa, carte scrisă de locotenent colonel Dumitru Burlan, invitatul nostru în această seară. Informații prețioase, importante pentru toți aceia care vor să afle adevărul despre fostul regim, adevărul care n-au fost puse până acum și iată-le scrise aici. Mulțumim că ne-ați urmărit, aceasta a fost ediția noastră, noapte bună!